Dragii mei, sunt Părintele Matei Vulcănescu de la Biserica Panagia Odighitria și aș vrea să vă vorbesc astăzi despre un subiect foarte spinos și anume despre așa numitul Sfântul și Marele Sinod din Creta. După cum știm, în Chambéry au fost pregătite texte care urmează a fi adoptate în Creta la un sinod panortodox numit Sfântul și Marele Sinod. Întrebarea care se pune este, care este efectul Sfântului și Marelui Sinod dacă aceste texte care au fost asupra vieții de zi cu zi a Bisericii. De aceea vreau să vă spun că, în primul rând, efectul va fi distorsionarea învățăturii Bisericii în mintea ortodoxilor. Sau mai bine zis, pecetluirea acestei distorsionări deja existente. Foarte mulți dintre creștinii ortodoxi, nu zic toți, dar foarte mulți, sunt astăzi influențați de diferite idei relativiste. Nu își cunosc în mare parte propria credință. Ortodoxia nu este o credință relativistă, ci mărturisește că nu există alte adevăruri în afară de Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și că nimeni nu poate dobândi viața veșnică fără a se uni cu Hristos în biserica cea una, care este trupul Lui. Cu toate acestea, astăzi, mulți cred că și romano-catolicii sunt biserică și sunt numiți de către foarte mulți ortodoxi a fi biserică soră, numindu-se împreună cu biserica ortodoxă biserii surori. Sau sunt numite cele două, biserica ortodoxă împreună cu romanul catolicii, a fi cei doi plămâni ai bisericii. Apoi există foarte mulți, poate și mai mulți, care cred că se mântuiesc și cei care nu sunt ortodoxi, adică cei care nu l-au căutat pe Dumnezeu în credința cea adevărată, nu s-au unit cu biserica lui, adică cu biserica ortodoxă. Și chiar și mai mulți nu au nimic împotriva rugăciunii în comun, în rugăciunii împreună cu cei de alte credințe și a preluării diferitelor idei protestante sau chiar necreștine. Toate aceste idei vor fi pecetluite de acest sinod, arătând o stare de fapt. Călcând în picioare în felul acesta învățătura Bisericii Ortodoxe care spune că în afara Bisericii, în afara lui Hristos și a Bisericii lui care este Biserica Ortodoxă, nu există mântuire și că dacă ar exista mântuire în afara Bisericii, înseamnă că Hristos a venit degeaba pe pământ, nu mai are rost venirea lui Hristos pe pământ și nici răstignirea lui, înălțarea lui la ceruri, trimiterea Duhului Sfânt și întemeierea bisericii lui în ziua cincizecimii, care este biserica ortodoxă până astăzi. Deci se va pierde identitatea ortodoxă. Iar în locașurile sfinte, în biserici, învățătura ortodoxă nu va mai fi exprimată de către preoți care vor propovădui o nouă credință relativistă, moralistă, e bine să fie bine, e rău să fie rău. Acesta însă este începutul oricărei căderi din Biserica lui Hristos. Cea una, sfântă, catolică și apostolică, adică Biserica Ortodoxă. Orice reper pentru sfințenie va fi desființat. Așa încât toată lupta sfinților pentru păstrarea purității credinței ortodoxe va fi făcută nefolositoare. Va fi creat ortodoxul de tip nou, care are ca valori supreme egalité, fraternité, liberté. Libertate, egalitate, fraternitate. Parcă le-am mai auzit undeva aceste sloganuri, așa cum afirmă de altfel și textele pregătitoare de la Sinodul din Creta. Aceasta va duce la o alienare a oamenilor față de ortodoxie, cu consecința principală a pierderii mântuirii sufletului.
Iată de ce acordăm atâta importanță cunoașterii învățăturii ortodoxe în raport cu învățăturile ale acestui așa zis sinod, repet, dacă se vor aproba textele pregătitoare adoptate la sinaxa antistătătorilor bisericilor ortodoxe autocefale de la Chambéry din ianuarie 2016. În istorie au fost foarte multe sinoade tâlhărești. Sinoade care au încercat să schimbe învățătura bisericii și să legitimeze alte concepții. Nu este exclus să mai avem unul. Dar cine îl va accepta în conștiința și mărturisirea sa și nu se va îngrădi de cei care îl acceptă, va fi departe de adevărul Hristos Dumnezeu și de Evanghelia sa. Să nu uităm că mulți îi acuză pe creștinii ortodoxi care vor să păstreze credința așa cum Dumnezeu a dat-o, că ar fi lipsiți de iubire. Eu aș spune contrariul. Cei care nu vor să păstreze credința așa cum a dat-o Hristos și cum au formulat-o Sfinții Părinți la cele 9 sinoade ecumenice, sunt lipsiți de iubire. Pentru că îi exclud pe aceștia din împărăția cerurilor, considerând că și ei au mântuire. Fără însă să existe nimic care să demonstreze acest lucru. De aceea, dacă le-am spune adevărul celor de alte credințe și i-am aduce la Biserica lui Hristos, la Biserica Ortodoxă, atunci cu adevărat i-am iubit. Mulțumesc, dragii mei, și așa cum știți, și ceea ce v-am spus, v-am spus din iubire pentru credința ortodoxă și pentru voi toți. Mulțumesc!